Olga Vasilescu, ieire furtunoas, ruinos? Fotografiile care au scandalizat-o pe ministrul muncii. Ministrul muncii, Lia Olga Vasilescu, ieire furtunoas în scandalul din sănătate. Ministrul muncii susține că în timp ce guvernul face eforturi disperate să oprească exodul medicilor, în spitalele de stat apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alteri. Ruinos, exclam Vasilescu. Guvernul face eforturi disperate să oprească exodul medicilor, mărind salariile la un nivel la care până acum un an nici nu se gândea cineva că e posibil. Ce se întâmpla, în schimb, în spitalele de stat? Apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte tari. Acum e cazul Spitalului Județean Brașov, Sechea Cardiologie 2. Ruinos, scrie ministrul muncii pe Facebook.